azi trebuia să fie despre agricultură. Dar m-am gândit să vă spun povești. Este o poveste frumoasă despre un mândru lan de grâu și o prea frumoasă fată. El fusese crescut dintr-o sămânță bună, românească, într-o familie aleasă de fermieri pricepuți, harnici și cunoscuți în toată zona pentru bunătatea și omenia lor. Crescuse frumos, mângâiat și îngrijit atent de mâinile familiei Preda, tratat la timp împotriva tuturor bolilor și dăunătorilor de peste ani. A primit primul și a primit și al doilea tratament și a ajuns astăzi, 4 iulie 2022, la maturitate deplină, cu o umiditate de 8,4 și indici de panificație bun, putea fi considerat un bun pretendent pentru orice combină. În timp ce el se transformase din bob în mândru lan de grâu, ea se năștea în fabrica din Zedelgem, Belgia, în renumita familie New Holland, instruită și testată, pregătită să iasă în lume o prea frumoasă fată, o blondă cu ochi albaștri luminoși. Și nu era singură la părinți, dar ea a fost cerută de Agroconcept și purtată pe drumurile din România. Avea toate calitățile pe care și le putea dori un fermier, twin rotor, sistem de ghidare automat, IntelliSense și un header McDon. Ea, văzând bogatul lan de grâu, a prins curaj și i-a cerut ea mâna. Au fost multe pregătiri, au fost chemați părinți, martori, prieteni. O lume întreagă de agricultori s-a adunat în 4 iulie 2022 să vadă spectacolul. În alte lumi, el ar fi considerat nebun. Cum se împletea, se despletea, sărea în sus, se bucura și boabele și le strângea. Și nu era nebun, era doar grâul bun. Asemenea povești se scriu în cărți. Și ce carte era mai potrivită decât cartea recordurilor. V-am promis că n-o să fie despre agricultură și totuși a fost. It's a great pleasure for me to announce a new Guinness World Records title for Agroconcept Romania for the most wheat harvested by a single combine harvester in 8 hours by a team with 403.64 tons. Congratulations, Agroconcept! You are officially amazing!